Pe cine văd responsabil pentru această criză politică României? Bun, românii vor vedea întotdeauna responsabil pentru criza politică pe cei care sunt actorii principali. Haideți să spunem că nu am făcut un studiu exact, să vedem, nu știu, cine e vinovatul principal, că e partidul cu tare sau cu tare. Toate partidele, până la urmă, care măcar cele care formează arcul de putere, care sunt la guvernare, ele poartă responsabilitatea, pentru că nu te poți certa de unul singur într-un cabinet de coaliție. Cineva se ceartă cu altcineva, iar conflictul este contentat de toate taberele. Există un câștigător și un pierzător în cu siguranță, ecuația asta. Ce pot să vă spun din studiile pe care le-am făcut, fără o parte din date, sigur, atunci când clienții nu doresc să fie publicate, noi nu le publicăm. PSD este un partid în creștere în acest moment și într-o creștere accelerată. AUR este un partid în creștere, iar partidele PNL și USR sunt într-o scădere medie și accelerată în același timp. Medie în cazul unui partid, accelerată în cazul altui partid.